Bună ziua, oameni buni! Astăzi mă aflu în Cufoia, județul Maramureș, și am găsit un om harnic la oi, care o să stau de vorbă cu el, ne va povesti cum e la oi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cum e viața pe aici pe la oi? Viața până la momentul de față e bună. E bună, e foarte bună. Doamne, mulțumesc la bunul Dumnezeu că e bine. Am și un defect la un picior, dar ia mă mai trag așa după el. Mă mai trag. No. Am 16 ani de când umblu la oi. Mulți ai. 16 ani de la oi. Zi la oi. Am un numai decât iarna, nu. Dar vara, te mereu la oi. Într-una să te umblu la oi. Și... În 26 februarie, nu mai biruiesc cu lumea. Nu că-ți deschid tu lumii, dar îs cioban de omenire. Și oriunde am fost, am lăsat loc de bună ziua. Dumneata, mi-ai zis că ești de la Lăpușul Românesc. De la Lăpușul Românesc. De 7 ani de zile sunt cu Cufoia. 7 ani de zile. La oile astea. Da, să la este oi. De 7 ani de zile sunt aici la oile astea, la Cufoia aici. Ce să vă spun? Până am un domn, îți mulțumesc. Numai să-mi dea Dumnezeu putere și să mai pot umbla. Familie nu am. Anul ăsta n-am avut, dar în cel an, dacă durmim 2 ore pe noapte, 2 ore dacă durmim pe noapte, am o rulotă, nu se vede de aici, îs cu 2 uși. Una era deschisă și una era închisă ușile. Dar la momentul când au bătut câinile, eu am fost afară din rulotă. Eu nu calță că vai că mă mai întind o mieră, mă mai stau o mieră, că poate nu-i chiar așa. Dar eu am fost afară din luptă și când am strigat câinii mi-au avut putere. Lupti m-au căutat. Anul trecut m-au căutat, anul trecut am avut probleme. Anul ăsta, mulțumesc la bunul Dumnezeu, n-am avut. Ce să spun că n-am avut anul ăsta. Anul ăsta a fost foarte bine până acum la ora actuală. Mai am o lună de zile să mai stau și de acolo mă duc acasă, la casa mea. No. Și până acum treceți bune. Nu știu ce să vă spun, dar lumea cu mine e mulțumită și eu cu lumea sunt foarte mulțumită cu oamenii și sunt niște oameni ca lumea, care ne putem înțelege. Și 7 ani de zile să stai într-un sat, vă gândiți dumneavoastră că dacă nu eram bun, nu mai vine la mine. Corect. Nu mai vine la mine. Dar N-am apucat bine să mă duc acasă și pe altul an. Păi mă, oameni, stați că poate mă bolnăvesc, cu oricine știi ce. Lasă că nu te bolnăvești, că ești om ca lumea și știi să mulțumesc la bunul Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos. 315 bucăți. 315. Am un cățel de abătute acolo pe de jos, fără ăla terminat. Fără ăla terminat. Cu ăla mă înțeleg, poate nici cu... Nu știu cu cine m-aș înțelege, dar cu ăla... Vă spun că amunii am văzut prima dată, dar fără ăla, știi ce, să-mi dai cineva 600 de milioane. Nu umblu, dar fără ăla. Ăla nu se discută. Nu v-ați putea descurca fără ăla. Doamne Iisuse, Tată Cerii, dar cum să mă descurc fără acela la atâta oare la 315, ui, ce-s aici? No. Și tot ce-s bune, ce să spun, Doamne, mulțumesc la bunul Dumnezeu că-s bune. Aia este cele mai bune ui pentru zona noastră, uile turcanii. Și oile breze, alea scăutate, de nu se mai există în toată lumea asta, cum sunt scăutate oile breze și oile turcani. Mie nu mi-ar plăcea o oaie de mai țigare, Doamne, pe. Eu am niște oi ales așa, după cum mi-o plăcut mie în viață. Dar și eu am pretenții la oi, sunt oile cum trebuie. Doamne, îți mulțumesc, nu pot să spui că nu am oi bune. Și am... Nu, știi cum e, dacă îmi place un lucru bun, nu mă uit la bancă, după aceea îmi pare rău. Îmi pare rău după aia. Știi ce? Vai că n-am luat aceea de acolo. Da, e un lucru ca lumea. A, da, 19 bucăți am. 19 bucăți am aici. Eu... Da, aici l-am vândut, aici l-am vândut la drum. Dar mă, de ce mai câștigi un ban? De aceea, o vine lumea, oamenii, o fovlapte de oaie, nu prospă, nu... Vă băga de vacă, oricine știți, dar m-au fost doapte de oaie, nu mai...
nu, și cu caprile, la oaltă, ce pot să spun, că n-am laptele să, de la capre într-o parte și de la oi în altă parte. Nu, a fost atât ca amestecat la altă. Da, vreo 36 de capre avem. Da, vreo 36 de capre avem. No. Păi câini, aveți la ea? Avem, avem, 5 câini avem, 5 câini avem. Am câini, Doamne, mulțumesc la bunul Dumnezeu, am câini buni. Bun de tătul tătului am câini. No, și... Ați dat drumul la berbece, și da, i-am dat drumul la berbece, de mult. Am mai păgat oile de mârlit și... Păi, bune și ale oile. Mi-a dat interesul de ele, că dacă nu-ți dai interesul de animal, pe păi nu poate să fie frumoasă nici cum. O mai vine cineva și m-a mai filmat tot așa ca dumneavoastră și a zis, domnule, pe la câte stâni am umblat, așa voi ca dumneavoastră, n-am aflat. N-am aflat, domnule, vă spun. Dar îmi dau interesul de el și îmi place. Și un om, dacă îmi spune dumnealui, ia pe acolo și pe acolo te duci cu el. Îți mulțumesc, mă duc. Nu-i scalți, ce mă mâi tu pe mine, bă, că nu știu ce. Eu mă duc, îmi place. Îmi place să o văd oaia sătură, să o văd oaia faină. Când mă întâlnim cu alții, bă, ce oi frumos ai. Dar dacă ai niște oi hâge, știi de aici până, bă, pe la Cluj, pe la București. Mă, ia cât de hâge, da. Eu ce mi-ai filmat dumneata oile mele, eu nu cred că-s de rușine cu ele. Nu-s de rușine, eu spun că nu-s de rușine cu oile mele. Și oriunde mă duce, vreau să dau interesul cât îi pute. Am avut, să vă spun, niște mieluțe, dar le-am vândut mieluțele. Am lăsat una faină de tătul tătului, aceea nu se există așa ceva. Nu, e cum ăsta aici, e aici. Și n-am mai lăsat, dar eu am oile mele, oi mari, faini, oi ca lumea, nici nu se discute ce oi am eu. No. Cam tot luat și din colo și din coace și mi-am făcut oi bune și oi frumoase, cum trebuie. Mi-am făcut. Da. Ani și aici. Am de bună seamă, cum? Am o... Într-adevăr că trebuie să știu ce să-mi aleg și eu. Trebuie să știu și eu ce să-mi fac. Un lucru ca lumea. Când a venit cineva într-o strână de oi să se uite, oare, mă, la cui oaia ce e? Ia mea. Aceea oare. La altea, mai este unul gav și unul din Cernești, pe ala e ambiția mea, ala e dragostea mea de om. Nu se există așa ceva. El zicea câteodată Gavriș, tu să-și fost cu mine, cred că noi eram cei mai văzut oameni, pe toate județele astea, pe toate lucrurile astea. Are și el, oi, 140 de bucăți, oi, de acele breze, numai breze, oi, are, dar are oi faine, de tătul, tătul. Dacă, să vă spun eu dumneavoastră, dacă cu astea am crescut o viață întreagă, până ce intru în groapă, în pământ. Eu nu știu de alte lucruri. Dumnezeu, dacă mă pui pe mine să sunt o piuriță la mașină, domnule, iartă-mă că nu știu. Dar de oi, aici pe zonile astea, îți spun că nu este. Aia ne-am făcut tratamente la oi, dar cum? Dar nu se poate așa ceva. Fără tratamente, să nu facem noi la oi, vai de mine și de mine. Ne-am făcut tratamente. Avem și viestină ca lumea, ne-am făcut tratamente, ne-am băiat de două ori, uite. Ne-am pus pe ordine, așa cum trebuie, că dacă animalul nu-l pui cum trebuie și nu-l îmbăiezi și nu-i dai ce trebuie, cum poți să fie bun? Nici cum nu poți. Eu pot să le bag în lucernie, pot să le bag în otăvuri, dacă oaia nu-i îmbăiată, dacă oaia nu-i medicamente când trebuie la lucru, la timp pui oaia când e șchiopă trebuie tratată când trebuie, dar este trebuie la animale. Dacă vrei să fii cioban adevărat, dacă vrei să fii om cu oaia adevărat, numai că am niște rongiuri acolo și au pe lasă că-i face o pământ. Nu de acum. Aceea acum trebuie, că nu poți să-i spui la aceea, lasă că ți-l lăs până mâini. Nu, aia nu. Aia rămâne înapoi și eu spun de plată. Nu se mai află, eu spun de plată. Dar așa dacă-i faci injecții, o colosești, ai spray-uri, că sunt la farmacie spray, ai spray-at, ai făcut injecție, în două zile mere normal, aia acum. O fost. Dacă nu se poate nici cum, o duci acasă, o tratezi și mi-o duci înapoi. Asta e cea mai bună mâncare, așa o trebuie, da? Să vă spun eu dumneavoastră, nici acea nu stare bune. Că știi cum e? Am usătură oaia și pânge mi-a țigat. Nu, uscătura asta, nivelul dumneavoastră. Eu am, dacă m-ar mâna cineva acolo pe o trebuie, așa eu nu mă duc. Dumneavoastră, dacă le vezi, aia este sara, zice, omule, unde le-ai băgat oile astea? Le-ai băgat în ceva mălaie, le-ai băgat în ceva otăvuri de tătul tătului. Uscătura e la oaia asta, nu uscătura asta, nu la oaie. Uscătura aia umple acolo în burtă
Și aia bea apă și sătul așa cum trebuie. Că acum ai mâncat dumneata nu știu ce bunătăți în viață. Și știi ce zic? Mă, ar fi bună și o bere așa cumva. După aceea. Dar eu vă spun, eu nu-mi place păuturi. Că mâini dimineață știi cum îs? Îs mațe, nu m-am, să mă iertați, să vă spui că nu m-am mațele și ele. Dar oile trebuie să fie plină după uscătura aia de asta ni. Asta ni baza. Uscătura aceea care acolo după uscătură se umple oaia și oaia tăsătură tă mereu. Ascultă-mă, stai să spui dumneatarii. Ascultă-mă ce spui dumneatarii, eu dacă le bat pe otăvurile acele două, trei zile, oile mele s-a șeni. Uite, ea șeni. Numai masele sunt ele. Dar eu seara, dacă ia pe uscătură și pe acolo, mă duc acolo în staul și pe uscătură, dimineața tăsăturile mișoile. Da, da. Dar anul trecut-o fără eu. Anul trecut mă uitam la bunul Dumnezeu și mă uitam în cer și zice, Doamne, și-ți milă de galițile astea. Și-ți milă de galițile astea, nu de mine, nici de unul, nici de altul. Că era pământul crepat, de era numai paiul, așa stăteam în botă, uite așa stăteam și mă uitam și paiul mânca, că nu era o tăgitură de asta. Paiul mânca, paiul, tot atunci când mânca și îl băga, de era sătulă așa în inima de paie. Dar anul ăsta a fost. Doamne, nu știu ce să mulțumim la bunul Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos că fom în care anul ăsta de nu s-a existat. Nu. Am stăt să spui dumneatale. Nu pot să stai în rulotă să mă duc să le spui la voi. Oi, astăzi plouă, stăm în rulotă, nu plecăm cu ele. Nu. Mie dacă îmi place asta meserie, apoi plouă, fulgă, trăznește. Doamne, tătu, că tu știi. Tu știi, la ce nu pot să spui eu, vai că plouă nu ne ducem, nu! Aia trebuie să-i dau drum afară, să mănânce, să aibă, să fie sătură, să aibă lapte. Aia nu se discută. Că, vai de mine, a plouat. O plouat și câte o lună de zile o plouat. Câte o lună de zile o plouat. Și, aia nu știi de lucrurile astea, ce să știe? Eu mai știu că, să vă spun eu dumneatare, când ești singur și nu la ori, lasă că astăzi nu ne ducem, că plouă. Dar la este, n-ai ce. Aici, dacă te-ai băgat, trebuie să joci până la capăt. Trebuie să joci până la capăt. Sunt alții, trebuie să vă spun eu dumneatare, sunt alții, că stau, scot câte o lună de zile banii. Eu nu scot banii până la terminare. Eu nu ne-am umblat în viața vieții mele la voi, eu nu am scos banii până la terminare. Și eu am ales cu banii. Dacă Dumnezeu tai foreu cu mine, în vara aceea n-ai tras cele de pe mine, dar de altă dată nu mergi la mine, n-ai avut după ce vine. Sunt alții care stau cu luna de zile și iau banii la lună, să rămână, caută-ți om la voi. Dar astea nu-s lucruri. Nu-s lucruri. Am 66 de ani. Mulți n-ai. A lăsat loc de bună ziua și a lăsat cât ai trăit toată viața. Cu aceste m-am ocupat, cu aceste vreau să intru și în pământ. Am 66 de ani. Am făcut în august. Orice mă duce omul, eu nu-s cu ponturi. Nu-s cu ponturi. Ce mănânc dumneata acasă, mănânc și eu. Nu. Eu n-am ponturi ca alții. Au, că mă doare burta, au, că mă doare ce, că nu-i place mâncarea, nu spune pe de ei, dar mie îmi spune pe când se duce. Dar după ce mai aduc mâncarea asta? Îi spune la el, mă frate, nu spune tu mie, că și eu slugă ca și tine. Păi tu mănânci, îmi place. Am eu și celălalt. Hai la tata, Iancule, haide, Ciuca. Ce să ani are? Eu l-am crescut aici de cățel. L-am crescut aici de cățel, nu te cheme, nu te cheme, când spui eu că nu te cheme, poți să-i aproape de cățel, nu te cheme, Iancule, și cu minte, tată, și cu minte. Să nu te vadă, dar cu niște lucruri, eu cu voi, cu oile și cu lucruri de astea și spui despre voi, Doamne Iisuse, Tată Ceresc, dar este niște lucruri rele, este niște lucruri bune. Eu pentru mine vorbesc, ca pe nu știu pentru alții. Eh, ce să faci? Nu. Cumpără nimeni. Lâna e foarte rău. Pentru lâna vă spun că e foarte rău. Atâta lână cât am tuns suile și am strâns o grămadă și după aceea am dus-o în altă parte. Nu. Macar un leu, un leu.
Să-ți dea pe un kil de lână. Dar nu vine nimeni să-ți dea. Nu vine nimeni să-ți dea pe lână nimica. Cel mai rău, domnule, când eram pe timpul lui Ceaușescu, tot ticul de lână strângeai. Tot ticul de lână strângeai, de nu rămânea nimic, nimic, nimic. Amu, aici pe Chetiș, cum îi spune la noi, sunt mașini de lână. Tătă tătucă strânsă grămadă, tătă tătucă depozitată grămadă și e așa mic. E mic. Am umblat și la școală, dar n-am avut cine să mă poarte. N-am avut părinți, n-am avut pe nimeni și m-am legat de este. De este. În străinătate să mă duc, că nu m-a dus nimic. Doamne, mulțumesc la bunul Dumnezeu că eram capabil de muncă. Și-s capabil de muncă. Dar dacă nu mă duc nimeni, să-mi iau janta mână să mă duc în străinătate și dacă nu am pe nimeni, ce mă fac? Ce mă fac? Așa m-am legat de oile astea. M-am legat aici de oi. V-am spus, eu din 20 februarie, eu scăutat de lumea așa, nu știu cum să știu, spune, ca cum bagă ceva mărfă într-un magazin, hai să mergi să cumpărăm, că o băga mărfă bună în magazin. Eu nu că mă laud, că nu vreau să mă laud, dar eu am lăsat loc de bună ziua și am lăsat cât îi puteai și m-a ținut Dumnezeu și Tatăl Ceresc. Și Domnul Iisus Hristos, eu vă spun asta, că eu acela om îs, eu nu sunt om acela, eu ce ți-am promis astăzi? Pe mâini dimineață poți să vii să-mi dai 1 miliard? Nu, niciodată vezi, eu acela om îs, nu ca alții, vai de mine și de mine, că vin și dau mai mult, un 30-40 de milioane. Nu, astea nu-s triburi, astea nu-s triburi. Dacă ai făcut un târg, să margă până la capăt târgul. Eu așa știu despre mine, nu știu despre alții, alții. Fac cum știu ei și cum alții umblă cu șmecherii, cu lucruri de astea. Eu nici nu știu ce să cere. Nici nu știu. Mi-a venit anul trecut. 15, am uși doi ai. Nu ai anul ăsta. Am uși doi ai 15 oi la mine. De la altul. Crede-mă lui Dumnezeu că ia pumul la către Dumnezeu și mă uit la Dumnezeu acolo în cer, mă uit. 3 zile n-a povestit șeful de stână și încă unul n-a povestit cu mine, că zic că de ce n-am vândut oile? Păi cum se vând oile, omule, omule bun? Cum se vând? Doamne Iisuse bune, eu trăiesc cu necazul meu, omule bun. Cu când mi-o dă Dumnezeu? Astăzi, dacă îmi dă mai puțin, cu acela trăiesc. Dacă pe mâine îmi dă mai mult, cu acela trăiesc. Dar nu mă duc să-ți fur eu ție oaia ta, să-ți fur eu ție lucrurile tale. În viața vieții mele, de când ești cioban, am avut ocazii de oi, dar sunam pe șeful de stână, șefule, au venit 2 oi străini aici. Străini șefule, că când vine în stână, erau oile, făcea be, be, și vine, știam că străini oile. Păi când vineam la amiază și vine la mulți și le arătam. Șefule, dă telefon pe univa pe, să vie după oi, căcată omul și una și alta. Pune-te dumneavoastră într-o situație, că nu te-am văzut până amu. Dacă are un om, 4 ori, 5 oică și 2 staine și îi fur de acolo, ce se poate alege de lucrurile acele? Ce se poate alege de lucrurile acele? Că nu mă blestem și slujbe. Așa e. Da. Mi s-a prăpădit. Și n-am putut da dovadă și n-am putut da nici cum. N-am putut da semn. Lumea, poate pe mine, mă făcea tălare. Și m-am luat cu proprietarea, cu fostoarea și m-am dus la mănăstire și am plătit slujbe. Am plătit slujbe la mănăstire să nu-ți vinova cu nimic în fața lui Bunul Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Și pe parcurs, omăs alte lucruri din alte părți. M-a dus să fur de la altul. Trăiesc cu ce-mi dă Dumnezeu Sfântul. De ce să mă duc să-ți fur eu ție oaia ta, ori să-ți fur eu ție lucrul tău? Nu, omule bun. Lasă-l acolo! Lasă-l acolo, omule bun! Eu trăiesc cu ce am! Ce harnă că mă duc și spun eu aparatul acela de la dumneata, mă duc să mă îmbogățesc? Nu mă îmbogățesc, omule, că poate îmi dă Dumnezeu o lovitură de alte părți, de pe mine spetă viața. Și eu nu fac lucrurile astea, că mă chem de bunul Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Alții nu se chem. Nu se chem. Nu. Alții, vă ai bună sănătate, să apucă și de să margă pe lucrurile astea. Dacă asta le place, că asta au crescut și asta le place aceea meserie, să fii sănătos, tată. Pe mine, dacă m-ar chema, că am auzit toată lumea și fața lui Dumnezeu, pe mine să mă cheme cineva mâini dimineață ori pe mâini seară, hai să mergem să furăm, că știu undeva acolo. Și ce spui? Ia valiza, dă drumul de aici, dă drumul.
Eu nu mă duc la așa ceva. Nici n-am fost în viața mea. Ia sunt porumburi, ia paconi. Eu nu pui mâna pe un cucuruș să dau la uile mele. Că de aici ia fân, iarbă, ce ce uile. Și așa e și bine. Nu. La tia patra sară, ce gândești dumneavoastră? La tia patra sară. Te gândești că a fost bine? Mă, hai că seara asta, pământ, două să nu au stat, dar pe seara era ghinion, că era pe mine. Nu mă auzeai, ho, ho, ho! Cum? Eu nu scaltu, eu v-am spus, la mine ușa de la rulotă deschisă, la mine un câine, când o bătut, eu s-a afară din rulotă, cu lanterna. Mulți așa n-am văzut să zic grămadă, așa 3-4, nu, 1, cam așa am văzut, când au venit așa, nu. 1, 2, când au venit poate, au venit poate și mai mult, dar n-au sărit atunci toți. Dacă n-au sărit 2, ori 3 și s-au sărit în staul, praf face staul. Tătă tu că rupe, tătă, hai de capul și din zilele mele, dar cum vine din metale? Uile astea, cum? Băi de mine, fii de mine. De spaimă, de spărete, când o sări, păi ridică din metale o haină, dacă ai ridicat-o și ai ridicat-o în staul, că e în stare să rupă, tătă tu staul să rupă. Dar nu! E lup cum? Lupte vin și nici nu știi că când a venit, nici nu poate pasărea celui, nu știi, și când a sărit în staul, e gata. El nu mai rupe, nu mai rupe. Și să spargă tătă tu. Dacă apucă să ducă bine, dacă nu, o rămâne acolo, el nu mai haznă de. Păi când s-a înjit odată, a pe ce mai lasă, știi ce zice? Lasă că-l mai lăsăm o săptămână, două. Și nu-ți mai amintești. Și iară vine, iară vine. Păi când ar veni sară de sară, ce faci atunci? Ce faci atunci? Ce faci? Să-ți dea Dumnezeu noroc, sănătate și îți mulțumesc foarte frumos. Și ce ți-am vorbit, răspund de pe tătuc. Și eu vreau să vă mulțumesc tare mult și doresc sănătate la dumneavoastră și la și animale. Asta-i. Și să ne mai vedem cu bine. Cum vreți dumneavoastră? Cum vreți dumneavoastră? Doamne ajută! Să vă dea Dumnezeu numai bine. Mă mai filma și alții. Și-o mai venit la mine pe pietriș acolo și-o stat. Și sâmbăta viitoare mai venit. Și i-am spus tot așa și-o zis, omule bun, nu știu cum să mă mai duc de către dumneata. Nu știu cum să mă mai duc de către dumneata, ce cuvinte am auzit și ce toată țara te laudă, omule.